Planul lui Călin prezintă fisuri, dar vine cu un argument fără replică. Avem altă soluție? Suntem obligați să epuizăm pista. Deocamdată e singura. În consecință, intenționează să facă pe Santinela în strada Popa de Diu, începând de mâine dimineață. E simplu ca bună ziua. Pândesc poștașul și mă interesez când aduce pensia peștilor. Popescu, Popândău, Paulian, etc. Și mai departe. În ziua cu pricina aștept să-i deschidă și mă strecor înăuntră împreună cu amploiatul statului. N-ai auzit că nu primește pe nimeni? Călin dă din mână și râde și O să facă excepție cu mine. Mă îndoiesc, pe bătrân nu-i zdrunci din ale lor. Paulianca e un caz cu totul particular. Oamenii în vârstă suferă cumplit de singurătate, iar ea și-o apără între ziduri de fortăreață. Faptul că și-a tăiat până și telefonul mi se pare extraordinar. De ce? Poate nu-i place să fie deranjată. Tau din numeri, agasată. Ce știe puștul ăsta despre bătrân, despre spaimele lor? E scump abonamentul, nici nu prea am cu cine vorbi, dar la o adică să pot suna doctorul o salvare? Sau, nu de alta, da, mie că mor găsi moartă până după nu știu câte zile. Mai este o chestiune. Pe mine mă interesează să discu personal cu ea. Perfect, veniți cu mine. Eu filez ulița și... Dumneavoastră așteptați la bolta recei la doi pași. Nu e chiar atât de simplu. În sfârșit, pentru moment, află ziua de pensie și, apropo, devin uscată și iau fără să vreau un ton profesional. Dumneata, pierzi un timp cu mine pe care l-ai putea epuiza într-un mod mult mai folositor. În privire, îi se aprind luminiță răutăcioase. Scuzați-mă, doamnă Laura, dar felul în care îmi petrec timpul e o chestiune pe care eu o hotărăsc, adică mă privește." Înțeleg să mă revanșez. Nu sunt servitorul dumneavoastră. Ceea ce fac este pentru plăcerea mea. Povestea asta mă captivează." În cazul acesta," îi spun iritată, mă văd obligată să renunț la colaborare. Nu-mi plac serviciile gratuite." Își mușcă buza, bărbia îi tremură ușor ca a copiilor care sunt gata să plângă. Cum doriți." Se îndreaptă spre vestibul cu pași înceți, așteptând să-l chem înapoi. Tot cu încetinitorul își îmbracă scurta de blugi îmblănită, cărei ajunii fani îi spun în mod greșit Sarafan. Atras de timp cât a putut, a deschis până și ușa, trebuie în sfârșit să plece. Îmi sărută mâna și mișcarea neașteptată mă și sperie, își ridică brusc capul ca un cal nărăvaș. Ochii îi strălucesc. Nu m-ați dat afară de tot, așa -i? Fără să vreau, izbucnesc în râs. Râd cum n-am mai râs de mult. De fericire că liniș flutură brațele deasupra capului, Ura! și iese alergând din curte. Am să vă telefonez! Fac eforturi și Liviu mă încurajează să reintru un normal. De sâmbătă noaptea, Laura, ea nu s-a mai manifestat. Pentru liniștea mea am împins la perete fotografia și sfeșnicul. Lumânarea am înfiptă o atât de bine încât tabla de argint s-a fisurat vreo 2 cm la bază. E miercuri dimineață. Beau cafeaua stropită cu câteva degete de coniac. Mă simt bine, nu mai am dureri și trăiesc o atmosferă de afară ninge liniștit și în casă arde focul hotărăsc să reiau lucrul. Expoziția are loc în toamnă la Zürich, iar firmele care concurează sunt de natură în funcție de temperament, fie să te supermobilizeze, fie să stai complet aripile. Se vor prezenta toți crocodilii modei, iar eu particip, pe cont propriu, prima oară la o expoziție de asemenea învergură. Emoțiile sunt mari, Chanel, Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, foarte tânărul și la fel de diosul vedeta de ultimă oră Cristian Lacroix și atâția alții toți aristocrații ai Breslei. Bulgarov, dar mai ales Lacroix, mă inhibă în mod special. De fiecare dată, neașteptat, secretul modelelor e păzit mai abitir decât Banca Mondială, reușește să surprindă cu o fantezie absolut fantastică un singur pas în plus, doar că totdeauna știe să se oprească la timp, are o busolă extraordinară, cred că până și inima îi indică nordul și ar friza demența. Cel mai mare handicap rămâne însă sărăcia de material, de unde fialeurile și taftalele supuse tuturor capriciilor stilistului și acului, cum le așezi așa rămân, voalurile diafane, brocarturile rișisime, pancatifeaua unduioasă, tulurile și muselinurile, dantelele fastuase, somtuasa pasmanterie, paietele, accesoriile, bijuteriile și și și... Bineînțeles că singură nu mă voi descurca. Delfin, patroana, se fălește că a găsit un sponsor în Iugoslavia. Eu sunt sceptică. Nici și lui Tito nu sunt maharajași. Intru într-un atelier, aprind o țigară și apelez la o arhivă. În principiu, știu încotro mă cam ce vreau. O trăsnaie, o combinație subtilă între moda director și cea a anilor 28-30, adaptată la trupul și estetica zânei sfârșitului de Vac 20. Pentru deceniul 20-30, am vreo patru reviste Purvu, nu ceea ce mă interesează. Publicația se adresa gospodinei franțuzoicei mijlocii practică și știind perfect ce poate scoate dintr-o centimă, deci un necherman al vremii mai puțin prosper și câteva voguri. Răsfoiesc paginile cu lăcomie și rețin câteva elemente pe care sunt decisă să le exploatez inteligent. În primul rând, camea. Asta e o idee. Sunt cel puțin 50-60 de ani de când a căzut în desuetudine, o mai întâlnea rare ori pe calea victoriei la cucoane bătrâne, Pandant aproape obligatoriu, unor figuri distinse, cu baston, și domiciliul în podurile ori de baralele impozantelor palate care le aparținuseră cândva. Când am văzut-o ultima oară pe celebra mița biciclistă, prin 1960, avea la gulerul pelerinei negre o camee, piesă splendidă în chenar de smaralde. Am urmărit-o până la numai puțin celebra ei locuință acea fantezie populată de putii de ambele sexe din strada Biserica Albă, cu impresia că reconstitui un, monume, un moment istoric. Bătrâna aceasta cu fața prea pudrată și picioare îndoite de vârstă, evit din sinceră pietate cuvântul crăcănat, era poate ultima contemporană în viața strălucitoarei Belepoc. În cei cinci sau cinci ani sau 600 de metri în care mi-am potrivit pașii după mersul legănat, stâlpit în baston, îmi imaginam priveliștile aventuroase ei tinereți. Herăstrăul vechi, San Moara Floreasca, grădina lui Zdrevcu, Coros, Jockey Clubul, Imperialul și bătăile cu flori de la șosea. Mica norocoasă, copilul din flore al unei țărânci, pe a cărei bucată de pământ sâșnise în cascade petrolul, avusese șansa să cunoască marile personalități ale epocii sale. Blerio, Cneazul Moruții, Cantacuzino, Nababul, Marghiloman, pe Manuel al Portugaliei, cap încoronat care o ceruse în căsătorie. Raneti, condeia Cid Nemilos și adeseori nedrept al vremii, anunțase în presă evenimentul, oferind publicului formula urării de rigoare. Trăiască majestatea sa regală, Mița I. Iar mă luaș cu morții, soro! ar aud glasul lui Liviu și mă întorc la camee. Casa Detina propunea în 1925 ca roche de seară un soi de șemiz de nui cu falduri bogate, vreo 15 metri de voal pe puțin, socotesc, pornite dintr-o bandă de pasmanterie care subliniază un decolteu pe diagonală. Umărul drept e complet gol. Trei camee ovoidale punctează banda ca niște sigilii. Rapel, cameele fixate pe coroana lată cu trafor geometric din perle. Central, o semilună provocatoare din briliante, prinsă cu coarnele în sus. Cerceii sunt lungi, perle și din nou briliante. Probabil pietre veritabile, căci manechinul e o fostă gloria cinematografului mut, Maria Corda. Mai rețin un coif, ceva între o cască de cruciat și un calpac episcopal, din perle și cinci topaze uriașe, asortat la o splendidă haină de vulpi albe. O notă atrage atenția că e toaleta Niței Naldi în filmul La Femme Nu. Cu rezervă, deși mă tentează imens un retur în moda de seara costumului de epocă, rețin o splendidă toaletă a numai puțin faimoasei Lil Over, O crinolină moderată cu volane și mâneci ample din tafta moarată albă cu reflexe bleu canotiera, picantă asociație, e înnobilată de o luxuriantă pană de struț bleu aprins care coboară și se încovoaie parșiv sub ureche. Fac câteva schițe la repezeală, lucrez cu chef, am deja o găselniță, dar mă întrerupe telefonul. E tica. Voioasă, zgomotoasă, mă anunță că se află în zonă, e încă de vreme și cu mașina, ar trece să mă vadă preț de o cafea așa între două uși, cât să facem din nou cunoștință în lume, precis că nu ne-am recunoaște. Și asta e situația. În zece minute e la mine, știe strada, a uitat numărul. Am timp să mă spăl pe mâini și să-mi trec un pieptene prin păr. O primesc în living. Intră ca o vijelie, e toată numai blănuri și lanțuri. Zornă e ca un sac de monede, vorbește în triluri, râde în hohote tonică, fără îndoială, dar obositoare. Pentru o singură ședință însă și după o pauză de peste 30 de ani, e suportabilă. O privesc și o ascult cu reală plăcere. Scoate din poșeta uriașă, de moașă, zic eu, câțiva pum de bomboane de ciocolată japoneză. Le-am luat de la privatizați ăștia de lângă tine, 50 de lei bucata. Au nebunit, dar bine că se mai găsește câte ceva, poșeta e scumpă, are ciclă, siglă, de duble fin Dior și, în general, toată vestimentația e costisitoare. De formație profesională, când mă uit la cineva, instinctiv evaluez suma întregii ținute. Cu produse metalizate, cu tot, tica plimbă azi prin târg circa un milion. Doar mantoul de vulpi, cu poale parchetate, costă în consignații 600 de mii. Arăți bine, îmi spune generoasă, deși pe chip nu-i citesc nici urmă de entuziasm. După gustul meu, ca muscată, da de? așa e moda. Ea, în schimb, a rămas mărul rotofei din copilăria noastră și, rarisim, a păstrat expresia și obrazul de atunci. Ai impresia că nu s-a maturizat și, din câte am putut eu să-mi dau seama, aceasta e o însușire care aparține în exclusivitate marilor optimiști, cu excelentă digestie și care consideră că viața e frumoasă. Regăsesc fără dificultate chipul ticăi de la 10 ani. Când am citit Dumbrava minunată, nu mi-o puteam închipui pe Lizuca, altfel decât sub trăsăturile ticăi. Scundă, simpatic, bondoacă, avea o față rotundă cu un pastel extrem de generos. Obraj și buze foarte roșii, ochi și păr foarte negru, dinți foarte albi. O revăd într-un parte de siu deschis, cu o beretă roșie cu parat răsnet. Nu lipsea nici măcar patrocle, în speță muchi, un șein de pinci grăsun cu zgârdiță verde. Nici ca nu s-a schimbat. E doar ceva mai grasă ca mine. Acum e la Roma, nu știu ce afaceri în vârte. Trăsnită ca totdeauna, are impresia că îi poate păcăli pe macaronari. Zâmbesc. Sunt convinsă că amândouă au bosă comercială tatăl lor, nea Titi Brebenaru, ținea cârciumă cu dever și bere la robinet la parterul unui imobil de pe pictor Tonița, azi demolat. Familia locuia în aceeași clădire, la etajul întâi. Uneori, când nea Titi era prea ocupat, fetele aveau obligația să deservească mușterii, umplând țapii și halbele de bere. Nasul ticăi abia ajungea peste marginea teșghelei. Se urca pe un scaunel și manevra robinetul cu siguranță de profesionistă. Cam excroacă, bărdacele erau mai mult spumă, dar clienții se amuzau. Stăteam într-un col și o priveam beată de admirație, verde de invidie. Cred că n-am fost pe nimeni mai invidioasă ca pe Tica și Ica și aș fi cedat fără să clipesc vreo zece note de zece, plus colecția mea de apți, bilduri și bile de sticlă, pentru a avea dreptul să mânuiesc o singură dată robinetul povestește o grămadă și pe neresuflate. Înțeleg că amândouă au nimerit-o bine și se vede pe figura ticăi că e fericită sau cel puțin mulțumită în căznicie. Băieții, doi golani cătușa, îi cam dau probleme, dar la o adică treaba lor. Sub Ceaușescu m-aș fi zbătut să-i sprăvească o facultate. Acum n-au decât să apuce de afaceri. Parcă eu ce mare spanac fac cu isepul. Mă rog, aseul. Bravo, Tica, ai rămas fată deșteaptă dragă, îmi spune cu o suficiență care nu deranjează, atâta cât sunt mie mi ajunge, voi, adică tu și Delia. Ați fost mai sofisticate. Pe Delia barem n-am înțeles-o niciodată, ol prea complicată pentru mine. Chestia însă e să te simți bine cu tine însuți. Mă uiți și la casa asta a ta. N o price mare lucru, Da, îmi dau seama că trebuie să fie ceva foarte rafinat și de high life. Ți se pare, nu-i cine știe ce mai mult efect de lumină. Când o să vii la mine și râde cu gropițe, ai să ai impresia că te afli în casa unor peizane ajunși. Și așa și e. Părinții lui Preda au fost niște văcari cuprinși. Când vrea să-i nobileze, le zice ca Iar gospodăria din salcea devine renci. Da, vezi tu, asta e bine. Niciunul dintre noi nu-l face păl la neam prost, eu nu-mi plim nasul peste chelia lui și nici el nu mă tratează de fata lui Nini Robinet. Asta era păcatul Deliei. De Delia? De N-am întâlnit niciodată o persoană mai modestă care să facă atât de puțin caz de numărul coroanelor din inventariul familiei. Tica mai ia o bomboană și o gură de coniac și începe să râdă. Cine n o făcea pe atunci când era suficient să fi avut două, trei hectare de pământ ca să fi dușman al poporului? Da, nu-i vorba de asta. Era însă de ajuns să uite la tine ca să te simți tot o balegă și o mămăligă. Aproape că-ți venea să-ți ceri iertare că respira același aer cu ea. Râd sincer, amuzată. Nu te știam așa subtilă, soro. Vezi? Continuă pe un ton ceva mai domol. Eu cred că am fost singura dintre colege care n-am invidiat-o, deși știam că-i cu zece clase peste mine, peste noi. Intuiam că va fi totdeauna o nefericită. O contrazic hotărât. Te înșeli? Delia n-a fost nici fericită, dar nici nenorocită. Apropo, ce mai știi de ea? Își aprinde un camel și trage fumul cu voluptate. Eu reiau? N-am văzut-o de mult. Foarte de mult. Cum așa? Erați prietene bune. Dau din numeri, n-am chef să intru în amănunte. Răspunde vaziv. Viața te desparte la un moment dat. Alte preocupări, alte interese. Se uită la mine. Tu ai priceput vreodată de ce l-a lăsat pe M? Cred că a fost cea mai gogonată greșeală pe care a făcut-o vreodată. De ce? Ei, asta-i! Avea tot ce poftea, bani, călătorii străinătate, poziție socială. A fost una din puținele, dacă nu unica, din generația noastră, care n-a avut serviciu nici măcar o oră în toată viața ei. Depinde din ce unghi de vedere privești lucrurile. n ai numera nimic din ce nu i-ar fi putut oferi și un alt bărbat. Că despre poziție socială, poate un Windsor ori un descendent al cruciaților, s-o fi impresionat. Em era prea bătrân. Iar Delia i-a dat brânci mormânt. S-a apropădit imediat după ce l-a părăsit. Cred că niciun an. L-am văzut la o premieră la Bulandra, o piesă după un roman de-a lui și m-am speriat. Eu îl văzusem chiar în săptămâna în care Delia plecase de la el. Se năruise în câteva zile. Din bărbatul masiv și jovial rămăsese un moșneag singur și înfrigurat. Era cald, august și totuși aveam impresia și cred că era frig. Fuma și bea într-una, iar menajera lor, buna și devotată, Madame Clemansa, mi-a șoptit la sosire că se învârte toată noaptea prin casă și vorbește cu voce tare. Nici nu pot să vă spun, domnișoară Laura. Eram de câțiva ani căsătorită, dar pentru ea rămăsesem tot școlărița care intra în casa lor, în vârful picioarelor și împrumuta de la doamna Rochi pentru ceaiuri. Nu pot să vă spun cum îi vorbește, cum o alintă, cum o cheamă. Ți se rupe sufletul. De deci ce o fi plecat? Când m-a văzut, abia și-a stăpânit lacrimile. Era tot elegant, în haina de casă chihlimbarie, bărbierit, iar florile din glastra preferată a Deliei, de un lalic grațios și fragil, proaspete. Știi, Laura, îmi închipuiam că sunt un bun cunoscător al naturii umane, că n-au rămas prea multe secrete pe care să nu le fi deslușit. Cu Deli am trăit opt ani și mi-e teamă că nu o cunosc mai bine decât în prima zi. Poate de aceea am și pierdut-o. Nu spre îndemânatic că nu-mi găsesc cuvintele în situații delicate, când trebuie să consolez necazuri majore, așa că am continuat să-l privesc în tăcere. Nu mai era vorba de timiditatea mea inițială, devenisem de mult camarazi, dar nu știam ce să-i spun. Atunci a rostit o frază pe care n-aveam să o uit niciodată. Știi, draga și vechea mea prietenă, ce mă doare cel mai mult? A plecat fără să-mi lase măcar o scrisoare. Înseamnă că nu mă mai iubește deloc. Cuvintele lui aveam să le simt mai târziu când la rândul mi am părăsit sau am fost părăsită. Mi-amintesc însă că atunci, în după amiaza aceea de vară lipicioasă, imposibilă, l-am întrebat la un moment dat. O socoți pe Delia o femeie înțeleasă, Sau crezi că ea se socotește ca atare? Nu, nu, Laura, și ea nici atât. Când vrea, știe foarte bine să se facă înțeleasă. E, în primul rând, o paradoxală. Astfel de indivizi anulează perspectiva din orice parte ei privi. Tica mă întoarce la realitate. Nu-s de acord cu tine," De nu l-a părăsit pe emnii nici pentru împărații Bizanțului, nici pentru un abucodonosor, ci pentru un maimuțoi cu bicep super dezvoltat și zâmbesc de cinema. De Elian avea decât să mănânce câte prăjituri poftește, dar nu trebuia să cumpere și cofetăria. Se uită la ceas și se sperie exagerat. Foc, ajutor, vai de mine, am zis că stau doar jumătate de ceas și uite că s a făcut două. Nici nu vreau să-i toate subiectele. Când vii la mine?" Preda abia așteaptă să te cunoască. Ce zici de sâmbătă? Atunci sâmbătă precis. Rămâne stabilit. Nu primesc obiecții. Pleacă după cum a venit, ca un vifor. Urcă într-o Alfa Romeo nouă, roșie mac, îmi trimite o bezea și demarează în trombă. În următoarele zece secunde sunt convinsă. M-a uitat. Capitolul 5 după plecarea de Eliei m-am văzut frecvent cu M, mă lua cu mașina de acasă, ne plimbam o oră, două pe marginea lacului Herăstrău și, pe urmă, luam masa, ori doar beam ceva la rața sau pe scăruș. Iarna eram aproape singuri în tot localul și până să fie fi obișnuit cu prezența noastră, personalul ne privea cu complicitatea specifică Breslei pentru situații clandestine. Pe M îl cunoșteau toți, din manuale, din presă, de la TV și presupuneau desigur că eu sunt ultima achiziție, trufanda a maestrului. mi amintesc de o dimineață de octombrie mohorâtă, cu toată bogăția de arome și culori ale sezonului. Purtam un par de siu alb de antilopă cu accesorii bleumarin. Pantofii și mănușile erau stropite cu picouri mărunte, albe ca papilionul lui Rațiu. Emma m-a privit cu plăcere. Îmi place vestimentația deschisă în sezon rece. Cu coanele de la noi nu mai știu să se îmbrace," N-a căzut bine frunza și nu mai ies din odiosul maron, gri închis, negru, culori practice pentru oameni săraci. Și-a îndreptat fularul în odată la moris Chevalier, singura concesie făcută modei din tinerețea lui. Cunosc, tocmai de aceea am sunt odioase. Arăs foarte bine Laura. A zâmbit cu căldură. Abia îmi vine să cred că această distinsă și tânără doamnă pe care o am în față este, de fapt, fetița stângace de acum câțiva ani, cu genunchi negri și degetele pline de inele desenate cu cerneală colorată. Îți țin minte sândăluțele galbene. Ești foarte frumoasă. S-a oprit și, fără să fi pronunțat nicio silabă, i-am simțit cuvântul cenzurat în intonație și l-am cules de pe buze. Dar. am început să râd. Sau frumoasă, dar Delia era unică. Și-a întors privirea spre fereastră să vedea lacul cenușiu peste care amenința o pâclă alburie, sălcile păreau cu adevărat triste. Știam de ce M îmi caută societatea. Mama, iritată de asiduitatea moșneagului, îl suspecta de lubricitate. Un satir cu apetituri patologice obsedat de juneța proaspătă. Toată viața ei a fost împotriva diferențelor mari de vârstă între partenerii de așternut, considerând asemenea împreunări drept acte împotriva naturii. Degeaba îi dădeam exemple celebre, Chaplin, Hugo, Goethe, Danunțio, amânântul nostru încina câtuși de puțin. Or fi fost genial, dar dormitorul lor tot greață îmi face, gol am bătrân și libidinoș. Nu putea sau nu voia să înțeleagă că e mă caută pentru ceea ce poate înțelege descoperi, cunoaște despre Delia, pentru că simțea nevoia permanentă să vorbească despre ea, iar eu eram interlocutorul cel mai potrivit. Mai cred că s-ar fi jenat să-și încredințeze, son șagrin d'amur, urechii malițioase a vreunei contemporan, iar eu îl familiarizam cu tot ce fusese Delia înainte de a o cunoaște. Îl interesa absolut tot și mă îndoiesc să fi avut în toată viața mea un auditor mai atent. Mobilizată povesteam cu inerente divagații, lung, uneori prolix. M. mă întrerupea rareori și atunci doar cu întrebări care stimulau. În câteva săptămâni era perfect familiarizat cu toate colegele, cu monștrii din cancelarie, știa cine era cea mai comică dintre fete, care era grasa, nelipsita grasă, gras din orice clasă. Cine era Moș Gheorghe, portarul cu albeață la un ochi, cum copiam la matematică, altfel decât la alte materii, unde chiuleam de obicei. Știam că Delia în genere era puțin expansivă, ermetică și tăcută ca toți interiorizații, dar mă simțeam uluită cât de puține lucruri știa M. Mi-am arătat nedumerirea. Totuși, despre ce discutați? Ce făceați împreună? Em și-a dus mâna la bărbia pătrată, care dădea un aer de virilitate figurii. Fusese un bărbat foarte bine și încă acum opt ani, când se căsătoriseră, putea să mai stârnească pasiuni. Chipul avea distinție, iar trupul lucrat era pasionat de not, canotaj, yachting și tenis, mai puțin ferm în contururi firește, păstrase totuși liniile tinereții. Prin 58 eram la mare la Eforie Nord. Locuiam la o gazdă ieftină în afara localității împreună cu două prietene. Plăteam imensa sumă de 25 de lei pe noapte, mâncam evident la briciag, iar veceul cu faianță de braț, se afla în fundul grădinii. Aveam probleme în special noaptea, ne era teamă de câinele dezlegat și de întuneric, și pot afirma doar că dimineața primul lucru pe care îl făceam, ajunse pe plajă, era să ne spălăm bine căștile în mare și că florile gazdei din fața ferestrei noastre au avut o leacă de suferit în vara aceea. Delia și Em trăseseră prin ciar la Belona, dar făceau plajă ca și noi, departe de plebe, pe niște dune izolate în apropiere de sanatoriul TBC. O imagine din acele zile avea să-mi rămână întipărită în arhiva mea vizuală pentru totdeauna. M ieșind din mare cu Delian în brațe, o ținea ca la Hollywood, așa cum își poartă bărbații miresele peste pragul casei. Erau magnifici. Em, un hercule matur, emanând forță și stridentă bărbăție, Delia sirenă, zână a apelor, în costum roșu aprins, bronzată aur și miere, cum le-a dat numai blondelor autentice, cu părul lung și roind de apă, Atât de decolorat de soare încât părea argint. Nici azi nu pot spune exact ce am simțit, doar că eram săgetată, o senzație fizică dureroasă, străfulgerată de frumos și de tot ce intuiam în spatele clișeului. Dragoste, opulență, viață intens fericită. Și mai simțeam tulbure că e un moment unic, o clipă după care n-ar mai trebui să urmeze nimic că ar fi fost minunat să se eternizeze atunci. Ce discutam? Am zâmbit amândoi pentru că amândoi încercam același sentiment, că după ce ne rătăciserăm undeva pe uliți vechi, ne întorseserăm unul la celălalt. De fapt, nu discutam prea multe. Probabil a fost una dintre greșelile mele. De teamă să nu devin didactic, prețios, asomant. Să nu-i par excesiv de matur, am încercat să redevin eu un tânăr de 20 de ani. Îmi spuneam că nu trebuie să-i asasinez tinerețea. În loc să o aduc pe ea la mine, m-am dus eu la ea. Și manevra mi se părea pe atunci extrem de înțeleaptă. Delia a avut de mică o maturitate precoce. Mă surprinde că n-ai observat. A râs. Draga mea, Tu comparai cu tine, cu celelalte prietene și mărturisesc. Mi-a trebuit mult timp până să mă obișnuiesc cu gândul că voi două sunteți de aceeași vârstă. Îmi părea tot timpul surioara mai mică. Ce vrei să spui? Că Delia era desigur mai matură decât tine, da? Pentru mine tot o fetiță rămânea." A cerut chelnerului al doilea coniac și a continuat. Am făcut eforturi să-i ofer ceea ce i-ar fi oferit un bărbat de vârsta ei." ceea ce mi-închipuiam că i-ar face plăcere, o viață mondenă cu multe ieșiri, recepții, localuri de noapte, primiri unde avea prilejul să fie admirată, călătorii în străinătate. În mod deliberat ne aflam tot timpul înconjurați de lume. Strădanile mele se îndreptau spre aceeași țintă, moto al comportării față de Delia. Să nu se simtă constrânsă nicio secundă, să nu-i fie lehamite de mine. Să nu o plictisesc. Îmi ziceam că aceasta ar fi strategia sine cu anon a unei cuceriri științifice. Ea s-a complăcut? Nu văd deloc pe Delia ducându-și viața într-o casă de păpuși. Dar de care? Spunem tu alta. Și nici ea n-a reclamat alta. Chiar și azi nu mă simt în culpă. M-am comportat față de Delia ca pe vremea când se îngenuchea în fața evantaiului. Este expresia prințesei Er care știi bine că nu digera deloc acest mariaj imposibil. Am dat din cap, știam. Prințesa se opusese categoric căsătoriei lor respingea cu dispreț argumentele de ordin material, încredințată fiind până în ultima clipă a vieții, că totuși va veni ziua în care Delia va recăpăta statutul legal de moștenitoare bogată a unei familii istorice, ziua în care cartea ei de vizită va putea fi din nou nobilată de coroana străbunilor, când palatele și imensa avusie, întoarse la stăpânii legitimi, vor face din ea una dintre cele mai bogate femei ale țării. Prințesa nu era mai sensibilă nici la argumentele care țineau de celebritate și triumf pe plan social. Mare scriitor, celebritate, la bel du-te la Paris, chiar la Academie și întreabă de Sadoveanu. Nici măcar Grigorescu nu-i trecut în la rus. Desigur, sunt unii care au reușit destul de bine. Marta Bibescu, Contesa de Noail, Văcăreasca, da, după cum vezi, mă apetit. Și ele sunt tot persoane bine. Întrebarea lui M m-a luat pe neașteptate. Asta, de fapt, cred că era și intenția. Spunem Laura, tu îl cunoști pe acest Ioan?" L-am privit repede, deci auzise și el de Ioan. Era de așteptat. Da," am răspuns moale. Am completat în gând. Cine n-a auzit de Ioan în București?" Ce știi despre el? Te rog, descrie mi -l. Sincer știi, fără menajamente. Nu trebuie să te iei după zvonuri." În regulă, nu mă iau, da, vorbește despre personaj." Mă foiam ne la îndemână. Despre Ioan, atât cât lăsa să se vadă, nu se putea vorbi decât în superlative. Am debutat cu fraza cea mai puțin potrivită. Este genul de persoană care stârnește vâlvă. Atenția încordată la maximum se simțea în întreaga lui faptură. îi înghițise pupila. Oriunde s-ar duce, atrage inevitabil atenția ca un far, ca o lanternă chinezească individul despre care se vorbește. În felul lui e o celebritate. În ce sens? Cu ce se ocupă? Nu i vorba de ocupație. Am zâmbit. Dar despre ce? Când spui celebru, emiți un termen pretențios. Înseamnă că eu, toată lumea a auzit cel puțin de persoana în cauză, chiar dacă iese din sfera preocupărilor sau preferințelor mele. Nu mă dau un vânt după muzica populară, dar de miță la am auzit și eu. Și de dorul Ioan s-a auzit. Po, să întrebe orice tânăr între 15 și 30 de ani. N-are operă, nu-i actor, nu-i vedete de muzică ușoară. Atunci ce naiba e? Am ridicat din numeri. Dacă vrei, un playboy la scară românească. Cred că fiecare generație are cât un specimen din ăsta. De pildă, bunicul povestea de Sasha Belu, un original faimos în București pe timpul lui Cuza. Un tip care oferea flori fior cărei dame mai țunțuri întâlnite pe cala victoriei. De la tata am auzit de alți doi excentrici, Picu Romano și Zuzu Șuțu. Povestea atâta despre isprăvile lor încât am impresia că îi cunosc. Da, erau niște figuri. Pe oameni ăștia n-ai să întâlnești în niciun dicționar pe niciun afișta, pentru contemporanii lor sunt celebri. te am înțeles, draga mea. În ce constă originalul lui Ioan? Stârnește patim și invidie. E croit pe gustul femeilor tinere de azi și cred. M-am întrerupt brusc, continuând în gând. Ar face carieră și la Paris sau la Hollywood. Ce crezi? Te rog încă o dată să nu mă menajezi, încerc doar să înțeleg. N-am ce să-ți mai spun. Are vocația succesului, pe unde se duce femeile cadră puse, cosite parcă. Em s-a uitat la mine cu un aer neașteptat de blând. Ploapele îi tremura ușor. E chiar atât de chipeș? nu vorba de asta. Mai sunt și alți bărbați bine în București, însă Doru Ioana are ceva special. Un aer de mare forță, dar în primul rând miroase a Occident, când îl vezi ai impresia că acum a coborât dintr-un Boeing în care s-a îmbarcat la Londra sau New York. Asta presupune degajare și accesorii. Le are. E îmbrăcat superb și, ți-o spun ca profesionistă, nu o scârpe de bazar sau de tați, stă într-o vilă splendidă pe lângă piața Amzei. Ai fost la el?" Am început să râd. Nu, no, sunt prea insignifiantă pentru el." Nu acordă atenție decât exemplarelor de nota 10, iar eu, dacă mă străduiesc vreo două ceasuri la oglindă și mai trec și pe la cosmeticiană, nu s-ar de opt. Are însă singurul bui calb din București și îl parchează în fața casei. Așa l-am reperat. Em a dat din cap surprins. Un bui calb? În peisajul nostru de mizerie, cu totul remarcabil. În definitiv, cu ce se ocupă? n-am. oficial profesor de sport, da. După întregul ambalaj, pare că își primește Kenzina în lire sterline. Em începe să râdă. Ai, haz! Totuși e ciudat. Suntem săraci într-o țară puizată de război și un sistem criminal. Mai mult sau mai puțin se trăiește dintr-un salariu. Iar venitul unui profesor de un doi. Își deschide palmele. Ce să mai discutăm? Mai poți reține că e zilnic. Dejunul la Atene Palas, braserie iar vara stă două luni pe litoral. Și ți-aș mai putea adăuga vreo zece chestii de genul ăsta, nu dintre cele mai economice. Un magnat! Spune-i cum îți place, dar banii și încă mulți noi lipsesc. Care-i ipoteza ta? N-am niciuna. O că l-ar întreține nevasta unui ștab din CC, alții că ar fi securist, dar româncele îl preferă spion american. Ți-am zis că e omul despre care se discută. Și în mod inevitabil stârnește cele mai fanteziste ipoteze când nu știu, oamenii inventează. E inteligent? Ți-am spus că nu-s destul de fățoasă ca să-mi fie acordată audiențe. Ultima lui amantă a fost Mara Șerban de la Național. Superb exemplar. Eu îl știu de la strand unde face tot felul de tumbe în apă sau cu mingea și din restaurante. Mi-a spus însă un tip care l-a vizitat, că în superbui apartament n-a văzut nicio slovă. Cum adică? Adică nicio singură carte, nici măcar ziarul Sportu. A rămas pe gânduri și eu îmi făceam reproșuri că am vorbit prea mult. Dacă stăteam să mă gândesc în ciuda faimei și a succesului de librărie, competiția dintre cei doi era absolut neloială. Doru Ioan era un animal magnific, M un monseigneur destins, încântător în toamna sa târzie, dar bătrân. Trist de bătrân. Am răsucit între degete bolul de coniac. Zahărul se topise și era lipicios. Există o lege a contrastelor. Mi-am ridicat ochii, semăna cu o pasăre obosită, poate și din cauza gâtului. Slăbise, gulerul cămășii devenise prea larg, iar pielea făcea falduri. Ce vrei să spui? E posibil ca pe Delia să o fi cucerit acest leopard splendid prin contrast cu biblioteca pe care o avea acasă. Așa cum într-o zi de arși să visez la omătul lui Gerar, o locuință unde nu se află nicio singură carte e cumplit de tristă prin grozăviile pe care le sugerează. Te întoarce în epoca primitivă în peșteri cu frigider și televizor. Nu pot să cred că Delia se complace într-un asemenea climat. Că va rezista. Evitam să-l privesc. Știam ce simte. Spera că odată depășită faza fierbinte, Delia se va întoarce la el, iar el nu dorea nimic altceva. Am încercat să fiu generoasă. În definitiv, discuția noastră e absolut ipotetică. Nu știm nimic precis, comentăm simple zvonuri. Mințeam. Chiar eu îi văzusem cu două zile în urmă coborând din buic în față la cina. Ne uciseră toți trecătorii, unii se opriseră ca să se zgâiască mai bine. Credeau că se filmează și, pe drept cuvânt, ți se tăiau picioarele. Doru, puternic, bronzat, în apogeul unei frumuseți virile, dădea impresia că o poate ridica pe Delia cu o singură mână. Delia, Diafană, cu un fișiu de voal violet pe pletele lunare, mă observase și a fluturat ușor degetele în mânușate în semn de salut. Atât. De obicei, când ne vedeam pe stradă, fără a avea posibilitatea de a ne apropia, își rotea arătătorul în dreptul urechi. Vorbim la telefon. M. a zâmbit cu amărăciune. Nu, Laura, nu are niciun sens să ne mințim. Știu. Știu chiar mai multe decât aș fi vrut să știu și de că sunt în stare să suport. Ziceai că locuiește pe lângă piața Amzei. Am tresărit și l-am apucat violent de mână. Doar n-ai de gând să te duci la el. Nu te las o faci. Nu te poți umili în fața unui derbedeu, un golan ordinar, crai de periferie care se fălește cu sutele de femei pe care le-a avut. Sunt notate într-un registru alfabetic. E un farseur jegos, promitem că n-ai să o faci a surâs cu o suferință care mi-a sfâșiat inima. Avea ochii umezi. Abia acum ai spus adevărul. Cel mai trist este că Delia nu s-a împiedicat de noi anul acesta de adjective. Am să-ți mai spun ceva, Laura. Mai târziu, hai să gândește altfel. Axiomele tinereții se reconsideră în funcție de circumstanțe, noțiuni ca demnitate, umilință, se golesc de conținut, rămân simple speculații când se confruntă cu alternativa câtorva, doar a câtorva și ultime momente de fericire. L-am întrerupt cu grosolănie. Tu faci speculații acum, nu vreau să te mai ascult. Promitem că n-ai să te duci, de ce taci? Ai să te duci? M-aș duce, Laura, dacă ști că nu e zadarnic. Mă uit buimată la ceas. Am adormit fără să-mi dau seama. Probabil sunt foarte obosită pentru că de obicei nu pot nici măcar să ațipesc dacă nu sunt întinsă. E ora 5, dar după bezna de afară te poți crede la miezul nopții. Mă simt odihnită, însă n-am chef de treabă. În general, nu-mi place să lucrez decât la lumină de zi. Coco Chanel, asociație modestă, își asorta orele de lucru cu tipul de creații. După amiază imagina rochii de cocktail, seara marile toalete Dimineața, ținută de plajă, sport sau cei mai trecea prin minte. La cinci și jumătate mă sună Liviu. Pleacă într-o delegație neașteptată la Iași cu avionul. Crede că se întoarce joi, cel mai târziu vineri. E tandru, patern și mă întreabă de patru ori dacă am țigări, pâine, în fine, tot ce-mi trebuie. Nu mă mai dor lota atâta, ai să obosești. Niciodată. Important este să nu uiți ce e mai important, că mă iubești. Greșit, te ador. Seara se așterne lungă dinainte și mă întreb cu ce să o ocup. N-am chef nici să citesc, chiar la televizor se anunță un program plicticos. L-aș chema pe Dorin, dar la ora asta abia a venit de la serviciu. Mănâncă, îi trage un bon două și pe urmă se instalează la televizor unde adorme la mijlocul filmului. Când se trezește, umblă la frigider și se culcă din nou. Doar că de asta dată adorme cu ziarul căzut pe nas de mondenități nu se ține decât în weekend. Mă hotără să fac o mică plimbare prin cartier. Trag pe mine o fustă groasă și îmbrac o canadiană de-a lui Liviu. Garderoba mea nu cunoaște vestimentație sport. Nu-mi place și nici nu se potrivește cu personalitatea mea. Ador ținuta de teatru, vizită cocktail și de seară. Detest pantalonii. Sunt geolog, fac șantier, cât despre camping, numai la ideea de cort, termos și tot felul de bastonașe metalice, vreo 200 la care trudești dimineața ca să născocești un bordei, mă zbârlesc ca un arici. Nu tânjesc după confortul lui Soliman, magnificul și nici nu am nostalgia viețișoarei pionierilor americani. Unora le place însă să se joace de omul cavernelor. E interesant de audiat argumente în sensul acestei existențe, dar personal un apartament la Crion mă satisface de plin. E estetic, aseptic și nu presupune pierdere de timp. Celor cărora, după un somn bun între pereți de pânză, blocați într-un prezervativ, ci căi sac de dormit, își rezolvă necesitățile în spatele tufișurilor de jepi, asistați de ciocârli și insecte de munte și se spală, măcar la subțiori, în aparece și cristalină, teribil de înviorătoare când o contempli într-o toridă seară de iulie la un televizor color, după care, ajungând în sfârșit acasă, răpuște oboseală și jeg, exclamă, strașnic ne-am distrat, le zăruiesc admirația mea intactă, dar e una parolez. Liviu nu e de acord, pretinde că de dragul meu a renunțat la divertismentul naturist, fosta lui soție căra pe toate piscurile, a scăpat doar Mont Blancul și Everestul, dar convingerea mea este că l-am făcut fericit oferindu-i un pretext pentru a nu se mai zbânțui pe coclauri. Ăsta e Liviu, sclavul conveniențelor, infirm al prejudecăților, roba ceea ce se poartă. Are aerul că a făcut, face un sacrificiu, dar în fond e fericit că își petrece vacanța ori sfârșitul de săptămână în ambianța absolut urbană. Niciodată nu-l simt mai mulțumit de el, de viață, de întreg universul ca sâmbătă seara, când, cu un malboro în mâna dreaptă, whisky-ul în stânga, trântit comod pe canapea în haină de casă, așteaptă un polisie promițător la televizor. Declar sadică și cu un simulat ton visător. Cu cât mai încântătoare ar fi fost seara într-o cabană peretezat. Miroasea schișa pipii de urs suntem frânți osteniți, Țui ca fiartă ne turtește, ca banierul ne zâmbește, luna sus le strălucește. Nu mai vier bă, sunt de nostalgie. Gata, mi-am pus și cizmele. Mă asigur că am țigări, brichetă și batistă. Telefonul sună, dar nu mă mai întorc. A început să ningă și mă felicit că am ieșit. Sunt o fericită care și iubește cartierul. Nu pentru că m-am obișnuit sau pentru că face parte din microclimatul personal, dar pentru mine înseamnă București, doar cele câteva oaze ale vechiului oraș scăpate de delirul distructiv al ceaușeștilor. Consum cu plăcere peisajul familiar, veioza cu pagodă de mătase de la fereastra ianculeștilor, vulturul cu aripi desfășurate de pe frontispiciu, arbuști pitici, cei doi brazi brumați, mi-am visat totdeauna un asemenea exemplar pentru pomul de Crăciun, din curtea doctorului Matei, foișorul cu vitrali luminate al impozantei vile în stil brâncovenesc de la colțul străzii. Câinele familiei Chiriac, un lup siberian, mârâie când trec prin fața porții, dar mă recunoaște repede și își vede de treabă. Îmi place că îl cheamă Gheorghe, nume ca Rex, Prinț, King, etc. mă irită, așa cum mă irită orice manifestare de snobism, indiferent de ulița pe care o întâmpin. Când dau colțul pe obedenaru, aproape că mă ciocnesc cu doamna Roșca. A scos-o la plimbare pe Linda o cocăriță pitică neagră. Persoana nu mi este antipatică, dar aveam chef să mă plim singură. De fapt, este una dintre figurile cartierului. O femeie fără vârstă, ridicolă până la jalnic, care nu deranjează pe nimeni. Trebuie să fi fost rumușică foc și când te uiți la ea, nu-i greu să intuiești că trece prin toate chinurile iadului pentru a retușa ravagile vârstei. Strădanile de sisif izbutesc un chip de păpușă bătrână. Impresia o desăvârșește pe ruca roșcată excesiv de tapată, așa cum se purta acum 20 de ani machiajul strident, clămpănitul exagerat al genelor. Exagerate sunt și rochile mult prea scurte. Structurile mai simpliste râd, dar în fond stârnește lacrimă. E cumplit blestemul să nu te poți despărți de tinerețe în mod decent, și mă gândesc înfiorată la caznele pe care le ia în piept zi de zi, când începe să-și construiască obrazul după caznele îndurate în timpul nopții pentru a-și asigura iluzoria frăgezime de a doua zi. Inevitabil, discutăm despre ultimele prețuri, de liberalizare, e înspăimântată de debandada generală. Nu pot să înțeleg, dragă doamnă! Un nebunține în frâu, o țară întreagă și o mie de deștepți nu o pot stăpâni. Îl recretați pe Ceaușescu? Cel puțin era ordine. Acum mi-e frică să mai ies din casă. Și nici în casă nu mă simt mai liniștită. Doctorul Chiriac și-a montat patru zăvoare la ușă, e normal? Când ai valori, e normal. Își pungește nemulțumită buzele pictate din gros. La urma a urmei, toți avem câte ceva. Cât de puțin ar fi pentru fiecare din noi, înseamnă foarte mult. Trebuie să recunosc că raționamentul e corect. Ați auzit ce-a pățit mă Adam Stambuliu? Stambuleasa e o cucoană în vârstă foarte pose, îmbătată de propria importanță. Într-un fel, din aceeași familie cu Liviu, nu se mai satură să fie ea însăși, adică fică de general și nevastă de academician. Se spune că are o casă plină de comori. Eu nu-i cunosc decât bijuteriile, remarcabile, pe care le admir cu coada ochiului ori de câte ori ne întâlnim la coafor sunt bijuterii opulente, în montură barocă sau florentine, care ți au ochii, altele cubiste de un rigid geometric, pietrele prețioase abundă. I-au spart casa săptămâna trecută. Închipuiți-vă doar trei ore lipsi de acasă cât asta la dentist. Bandiții ăștia sunt extraordinari. Au toate informațiile. Ce i-au luat? Trei tablouri din colecție și timbru cu cap de bour. Ah exclam dezamăgită pentru că încep să aud zambalul. Am intrat în folclor. În privința faimosului cap de bouri sunt mai mult decât sceptică. Sunt trei, din orice parte le-ai din care unul îi aparținea lui Carol al doilea. În legătură cu paternitatea celorlalte două se emit legendele cele mai extravagante. Mă îndoiesc însă că s-ar mai afla între hotarele valahiei. Filmele astea cu gangsteri, continuă sufocată doamna Roșca, sunt o calamitate, dau idei și metode. Adevărat, cele despre producție și omul nou ne înălțau sufletele și conștiința. Se oprește și își clămpăne de asta dată sincer, nu de fason, genele. Glasul ei tremură. Nu v-am dat niciun motiv să vă bateți joc de mine. Vă rog să mă scuzați. N-am avut nici cea mai mică intenție să vă jignesc. Cred că aveți dreptate. Bineînțeles, cum nu sunt de acord nici cu obscenitatea. Nu poți deschide o revistă sau televizorul fără să dai de nuduri și de scene dezgustătoare. Pe timpul nostru pentru asemenea momente exista un dormitor. Da, old lady, îi răspund în gând, doar că vremea matale a trecut de mult. Lily Marlene a matalei bunica lui Michael Jackson, iar pe lângă Joe Penny, frumosul Charles Boyer, pare un hermafrodit anemic. Am trăit vremuri grele, scumpă, doamnă, dar trebuie să recunoști că au fost mai frumoase zâmbesc amuzată. Iată-ne și colege de generație. Din fugă și cu larghețe în face cadou vreo 10-15 ani peste buletinul și așa destul de impozant. Ca să-i fac plăcere, manifest un acord entuziast. Așa e, noi am trăit o epocă infinit mai frumoasă. Imagin săndărite, întunecate, sinistru caleidoscop mă asaltează. Lodene, bumbești, livezeni, hei rup, lupta de clasă la masa verde, față în față. Tito, coadă de topor, brigada lui Ionuț, zdrobite cătușe, capitalismul pe marginea prăpastiei, rochița cu puncte pe puncte, arghezii vin de la mărțișor zarzavat, mușatescu a dat lovitura, face plicuri, zecelei mia. ce ai mai auzit? Președintele Truman a afirmat. Precisamente, ăia de la BBC sunt cei mai serioși. unde tata? L-au arestat pe stradă măcar de nu l-ar bate, plânsul secret al mamei noaptea. Brusc simt o imensă plictiseală. Pre cretină nefericită. Poate aș considera-o cu mai multă indulgență, eventual m-aș amuza chiar, dar ideea care o mulțime de semeni mă scoate din fire. Nu ești deloc înțeleaptă, mi-ar reproșa Liviu. O mică microabă care trăiește în lumica ei lume, o mică locuință, bătrânul șifonier din lemn de măr, scrinul amintirile, dresurile, E Esențială, apa de castraveți. Ținute pe pervazul ferestrei în lipsa frigiderului. Dacă ești cu adevărat un om superior, trebuie să te înalți peste toate fleacurile. La naiba. Nu mă consider superioară, nu-mi plac ascensiunile și nici n-am chef să fiu înțeleaptă dacă treaba nu-mi priește. Când ajungem în dreptul gardului, am lăsat lumina aprinsă în living, deși nu se găsesc becuri, dar mă deprimă o casă care mă primește în beznă, îi trag un smile festivist și mi-au rămas bun cu un entuziasm care i-ar păcăli și pe alții mai șmecheri. Doamna Roșca primește greu o despărțire bruscă, pare să cerșească o invitație. E ceva interesant la televizor? Devine gentil comică. Linda, unde ești? Vino să ți-ai rămas bun de la doamna. Pe urmă, mergem acasă și bem o cafeluță. După cât e de costelivă, cred că Linda ar prefera un arșin de cărnați. În orice caz, nu vine să-și a rămas bun. Eu dispar în casă cu o viteză lipsită de politețe și un suspin de ușurare. E cald și miroase bine a țigară, a frezii uscate, a parfumul meu, a mine, a acasă. Sună telefonul și dau fuga încălțată cu o singură cizmă. Vreau să ridic receptorul, dar mă opresc cu mâna an aer. Geamul de la fotografia Laurei, Laura, ea, a plesnit. Un păianjen urât și a încrustat harta pe, sufra... pe suprafața sticlei. Câteva ciobulețe par lacrimi căzute lângă rama de argint. Telefonul continuă să sune. Îl aud din ce în ce mai depărtat, ca un semnal care încet, încet ostenește.